Cu referire la cele două investiții ale Guvernului României pe centura municipiului Arad, cele două pasaje din zona Horea și zona 6 Vânători, acestea au fost blocate de Guvernul Ponta în 2012. La rectificarea din luna august s-au luat banii de acolo și s-au oprit lucrările. În timpul campaniei, așa cum se întâmplă în campanii, domnul Ponta în Arad a promis că va reîncepe investiția respectivă. Așa cum se întâmplă în politică, mulți politicieni nu se țin de cuvânt și este cazul și domnului prim-ministru, nu s-a ținut de cuvânt și arădenii văd acest lucru, pasajele sunt blocate și durerea este că aceste pasaje au ajuns la nivelul de construcție de 80%, cel de pe 6 Vânători, 65% cel de pe Horea, cu o sumă foarte mică de bani pentru bugetul României, 6 milioane de euro, aceste pasaje erau finalizate, traficul se fluidiza în jurul municipiului Arad, iar toți cetățenii care merg spre vest, prin Arad, nu mai stăteau la cozile de 2, 3, 5 kilometri care se fac pe centură datorită trecerii la nivel cu calea ferată, pentru că această trecere la nivel cu calea ferată se face de fapt într-o lucrare pentru trenul de mare viteză de la Curtici, Arad, Simeria. Asta înseamnă că la câteva minute trece câte un tren prin zona respectivă, făcând ca traficul auto să fie blocat.